Stimați audienți, astăzi vom aborda un aspect deosebit de important în gestionarea unei afaceri și anume managementul riscului. Pentru început, să vedem ce semnifică riscul prin esența sa. Deci, prin risc se desemnează starea când se cunoaște probabilitatea unui eveniment, precum și consecințele acestuia. Evident că estimarea probabilității trebuie făcută cu foarte multă rigurozitate și în acest sens se recomandă analiza statistică pentru perioade anterioare. De asemenea, se utilizează expertizarea cu implicarea specialiștilor din domeniu sau, în anumite situații, chiar cercetări de laborator. Dacă probabilitatea apariției unui eveniment nefast pentru afacerea noastră și consecințele posibile nu sunt cunoscute, atunci se consideră că activăm în condiții de incertitudine. Revenind la risc, pentru a fi un manager bun al riscurilor, este necesar să avem un anumit profil managerial care presupune deținerea anumitor competențe deosebite, deținerea experienței relevante, flexibilitate în modul de gândire, precum și deschidere pentru diverse metode și tehnologii. Care ar fi aspectele necesare să fie abordate atunci când vorbim de identificarea riscurilor? Deoarece anume identificarea riscurilor este primul pas într-un management eficace al riscurilor. Deci, trebuie să procedem la identificarea riscurilor încă la etapa lansării startup-ului, dar evident că la fiecare etapă următoare, inclusiv atunci când vorbim de diversificarea produselor, extinderea segmentului de piață, ieșirea pe piețe noi și așa mai departe, deci este nevoie să fim capabili să identificăm corect și cât mai exact toate riscurile posibile. În acest sens, se recomandă următoarele abordări. Deci, se recomandă să fie studiate problemele apărute în afacerile similare, adică la concurenții noștri. Și, evident, să studiem experiența acestora de soluționare a problemelor respective. De asemenea, specialiștii recomandă să apelăm la experți în domeniul dat, adică să le solicităm opinia, pentru că deseori experții pot să vină cu soluții foarte importante pentru afacerea noastră. Un alt aspect important este să formulăm cât mai exact riscurile posibile. Spre exemplu, dacă există niște riscuri ca să întârziem cu anumite materiale, cu anumite produse sau să întârziem cu anumite achiziționare, se recomandă să precizăm exact numărul de zile cu care se va întârzia, dar să nu operăm cu fraze de tipul livrarea materialelor poate întârzia sau achiziționarea echipamentului poate întârzia. Care ar fi tehnicile recomandate pentru identificarea riscurilor? În primul rând, deci o tehnică foarte pe larg utilizată este crearea listei riscurilor sau hărții, sau acest instrument se mai numește cartografierea riscurilor. Aceasta presupune o creare a unei liste foarte detaliate în care vom expune toate riscurile posibile pentru compania noastră. Evident că deseori este nevoie de implicarea mai multor persoane pentru ca să avem mai multe idei la acest capitol. În acest sens, putem apela la metodele de stimulare a creativității personalului. Și, spre exemplu, putem apela la o ședință de brainstorming sau alte metode de stimulare a creativității, cum ar fi, de exemplu, brainwriting-ul, metoda Delphi și așa mai departe. O altă tehnică posibilă ar fi interviurile individuale cu experții din domeniu. Am abordat deja acest aspect. Deci, experții din domeniu pot să vină cu un spor de cunoaștere, de consultanță pentru compania noastră și nu trebuie de ignorat această oportunitate de a avea opinii calificate cu cunoaștere de cauză de la persoane experimentate în domeniul dat. De asemenea, se recomandă crearea unui profil de risc, adică utilizarea acestei tehnici a profilului de risc, care presupune nu doar o simplă listare, dar inclusiv și
termenii orientativ când se pot produce, deci aria de efecte negative care le poate cauza, dar și intervenții posibile de operat. Cu referire la strategiile de reducere a riscurilor. Deci există foarte multe abordări la acest aspect. În literatura de specialitate puteți găsi o serie vastă de strategii recomandate, dar totuși am identificat câteva care sunt mai des abordate de specialiști și anume strategia acceptării riscurilor, strategia evitării riscurilor, monitorizarea riscului și pregătirea planului pentru situații imprevizibile, transferul riscurilor și reducerea sistematică a riscurilor. Să vedem care este esența concisă a fiecare din aceste strategii. Strategia acceptării riscurilor este admisibilă doar atunci când managerul înțelege că atât probabilitatea de producere, cât și consecințele posibile sunt nesemnificative. Adică există foarte puține, eu știu, probabilitatea că va apărea acest risc este foarte mică. Pe de altă parte, dacă totuși acest risc se produce, atunci consecințele nu vor fi semnificative, nu vor afecta foarte tare rezultatele activității noastre. În acest caz, putem ignora astfel de riscuri și să ne axăm atenția și eforturile pe alte probleme mai importante pentru întreprindere. Evitarea riscurilor. Sigur că nu toate riscurile putem să le catalogăm ca riscuri puțin probabile să se producă sau riscuri care, dacă se vor produce, nu vor afecta substanțial activitatea. Cu regret, în activitatea unei firme, foarte des ne confruntăm și cu riscuri care, într-adevăr, sunt foarte probabile să apară, iar efectele pot fi foarte mari, cum ar fi, de exemplu, riscul apariției unui concurent mai puternic, riscul apariției unei tehnologii noi, care, dacă nu vom fi capabili să o implementăm, deci vom avea de suferit foarte mult, sau alte riscuri posibile. Deci, în acest caz, această strategie, anume strategia evitării riscurilor, presupune revizuirea activităților, obiectivelor, astfel încât să evităm maxim, pe cât maxim posibil, astfel de riscuri. Pentru că în acest fel noi putem să minimizăm efecte nefaste asupra companiei noastre. Monitorizarea riscului și pregătirea planului pentru situații imprevizibile. Această strategie presupune stabilirea, în primul rând, a unui set de indicatori prin care noi vom putea examina situația pas cu pas, continuă și primi atunci când acești indicatori se reduc drastic, primi semnale despre potențiale riscuri. Cum ar fi, de exemplu, volumul zilnic de vânzări ca indicator, care ne vorbește despre faptul în ce măsură noi suntem capabili să ne menținem clienții, să ne desfacem produsele sau serviciile. Atunci când acest indicator scade drastic, acesta este semnal că a apărut un concurent mai puternic sau ceva nu este în regulă cu produsele noastre. Deci, concomitent, are loc și elaborarea unui plan de acțiuni pentru situații imprevizibile. Deci, acest plan va fi un instrument foarte important pentru echipa managerială, pentru potențiale situații de risc. Pentru că dacă se produce un risc, atunci noi știm, avem certitudinea că deja avem un plan pregătit care ne va permite să avem o reacție de răspuns foarte promptă la acest risc. O strategie foarte interesantă și utilă este strategia transferului riscurilor, care la rândul său poate fi aplicată în trei varietăți. Atunci când noi lucrăm cu niște echipamente foarte costisitoare sau, de exemplu, lucrăm în niște condiții foarte imprevizibile, deci este recomandabil să apelăm, spre exemplu, la companie de asigurare pentru a asigura, de exemplu, integritatea echipamentelor și să minimizăm costurile pentru mentenanța lor sau pentru a ne pregăti, a avea o reacție de răspuns atunci când s-au produs niște, eu știu,
știu, efecte necontrolabile, climaterice, deci în urma unor fenomene climaterice nefaste sau, de exemplu, dacă lucrăm cu animale, cu plante, boli, dăunători și așa mai departe. Deci transferul direct presupune apelarea la compania care preia acest risc și, în cazul dat, un exemplu relevant este compania de asigurări. Transferul indirect. Transferul indirect se produce prin angajarea unui expert care va avea în atribuțiile sale monitorizarea permanentă și intervențiile în situațiile de risc. Și încă o varietate a acestei strategii de transfer este utilizarea în cadrul afacerilor a unor contracte de prestare a serviciilor. Spre exemplu, iarăși, vorbim despre niște echipamente foarte costisitoare și dacă nu s-au întreprins niște măsuri de mentenanță la momentul respectiv, am putea să punem în pericol integritatea acestor echipamente, productivitatea lor. Deci, în acest caz, contractăm o companie care ne va face permanent expertizarea acestor echipamente, inspectarea lor, repararea la momentul oportun. Sau, de exemplu, putem utiliza experți pentru a interveni în procesul tehnologic la anumite momente de timp, astfel încât să reducem, să minimizăm riscul de pierdere în randamentul activității. Spre exemplu, în afacerile agricole se practică o astfel de strategie de transfer a riscurilor, în special de producătorii care importă material săditor, de exemplu pomicultorii, ei importă material săditor și concomitent au contracte încheiate cu furnizorii de material săditor din afara țării, care sunt periodic invitați pentru consultare, astfel încât ei să intervină la momentul oportun și să nu admită pierdere de recoltă din cauza că un oricare proces tehnologic nu a fost făcut la timpul oportun sau nu a fost făcut corect. Reducerea sistematică a riscurilor reprezintă un complex de metode și strategii de diminuare sistematică a riscurilor până la un prag acceptabil pentru afacere. Deci, o astfel de strategie presupune stabilirea acestui prag acceptabil pentru fiecare categorie de risc și întreprinderea măsurilor astfel încât să nu ne coborâm mai jos decât acest prag acceptabil. De exemplu, am stabilit un prag acceptabil pentru venitul din vânzări zilnic de o anumită sumă, de exemplu 200.000 de lei. Dacă noi observăm că deja veniturile zilnice din vânzări sunt mai jos de 200.000 de lei, atunci noi începem să întreprindem careva acțiuni. Deci, evident că vorbesc de o companie mare, pentru că companiile mai mici nu au venituri zilnice într-așa o sumă. Trebuie de asemenea să recunoaștem că există și strategii de monitorizare a riscurilor care nu dau rezultate, care nu sunt eficace, dar cu regret se aplică de unii manageri, cum ar fi așa numită strategie a struțului, atunci când pur și simplu riscurile sunt ignorate, sau strategia rugăciunii, sau strategia negării. Strategia negării presupune faptul că noi conștientizăm că există anumite probleme sau că ar putea interveni anumite probleme, dar nu putem percepe ideea că astfel de probleme se pot întâmpla cu afacerea noastră. Deci, sper că prin acest demers am reușit să vă convin cât de importante sunt acțiunile de identificare și respectiv răspuns la diferite riscuri, dar încă un moment esențial constă în faptul că trebuie să înțelegem pentru a diminua maxim riscurile posibile, este important să fim capabili să integrăm diverse instrumente, diverse strategii de monitorizare a riscurilor, să fim capabili să simțim, să percepem situațiile de risc la momentul oportun, să fim capabili să antrenăm cât mai multe persoane competente care pot să vină cu un spor de contribuție atunci când este nevoie să gestionăm riscurile, să minimizăm efectele nefaste asupra companiei noastre. Pe această undă, vreau să vă mulțumesc pentru vizionarea acestui filmuleț și să vă doresc o zi bună în continuare.